De ce l-ai dat afară pe Mircea Rednic? Hai să lămurim chestia asta. Aș fi vrut să mă întrebe lumea de ce l-am adus pe Mircea Rednic. Ok, hai să o luăm așa. De ce l-ai adus pe Mircea Rednic? Împreună cu David, când l-ați dat afară pe Claudiu Niculescu pe 3 săptămâni, atenție. Nu, Claudiu Niculescu, ca să o luăm cu începutul. Te rog. Claudiu avusese două rezultate mai puțin bune. Un egal cu Botoșan. Un egal cu Botoșan și un egal cu Sepsi acasă, așa, din ce mi-aduc aminte. David și cu domnul Ionuț Negoiță au avut o discuție cu Claudiu. Au decis ca să se desparte. Două secunde. Așa. Eu vă spun exact realitatea. Dacă este cineva care contestă lucrul acesta, să intre și să spună. Și s-au hotărât ca să fie schimbat Claudiu Niculescu. Mi s-a cerut părerea vis-a-vis de noul antrenor. Da? Și am spus fără ezitare Mircea Rednic. În condițiile în care la momentul respectiv nimeni din clubul Dinamo nu vorbea cu Nea Mircea. Adică relațiile lui Rednic cu clubul erau reci. Erau reci, pentru că se produsese o despărțire cu 2 ani înainte. 2016, cred. Cu 2 ani înainte, cred. Și chiar și atunci eu am insistat foarte mult să se prelungească contractul Nea Mircea. Nu s-a ajuns la un acord. Am văzut că atunci, la momentul respectiv, nu s-a întâmplat absolut nimic, că a plecat, că n-au ajuns la un consens privind prelungirea contractului. Și pentru mine a fost, la momentul respectiv, în mintea mea, cea mai bună soluție pentru Dinamo, ca domnul Rednic să preia echipa. După care a fost un sezon tumultos la Dinamo, cu foarte multe schimbări. Stai puțin, că treci prea repede peste lucruri. Deci ai spus, părerea mea este că singurul potrivit în acest moment este Mircea Rednic. Da. Bun. Alexandru David și Ionuț Negoiță, care, atenție, era certat cu Rednic în acel moment, ce au spus? Prima discuție am avut-o cu David. Așa, și cu, cred că, avocatul Gheorghiță. Și cu Vali Gheorghiță. Da. M-a spus... Care a fost prima reacție când tu ai zis Rednic? Sunt tare curios. Sincer. Uite că încep să râs. Spune-mi sincer, care a fost reacția celor doi? Alexandru David mi-a spus că... Zice, băi, e sigur? Zic, da. Zice, dacă suntem toți trei de acord, îl aducem pe Mircea Rednic. Și eu am spus, vă rog să fiți de acord. Și pe urmă Vali Gheorghiță ce a zis? Ai zis că merge pe mâna noastră. Așa? Așa și... Și primul telefon... Cine a făcut anunțul lui Negoiță? Că trebuia dintre cei trei să iasă unul să zică, da, mă duc eu să-i zic. Eu i-am spus. Deci tu te-ai dus la Negoiță. Așa. Am avut o ședință seara, nu știu, pe la 8-9, da, la sediul clubului și ne-a întrebat, zice, ați găsit o soluție? Și toți am spus da. Zice, cine? Și Vali și David se uitau, zic, Mircea Rednic. Și ce a zis Necuiță când a auzit? A rămas puțin surprins, dar ne-a dat încredere ca să putem negocia cu domnul Rednic. Așa. După care, înainte de această ședință, încă nu era o relație foarte bună nici între David și Nea Mircea și i-am pus în legătură, am vorbit întâi cu Nea Mircea. Ai făcut pace între ei. Da, au stabilit condițiile în care s-ar întoarce vis-a-vis de relația personală, după care am prezentat soluția cu noul antrenor, domnul Ionuț Negoiță. Din momentul în care Negoiță și-a dat acordul, cât v-a luat să-l convingeți pe Mircea Rednic să semnați efectiv contractul? Care, din câte mi-au aminte, fără falsă modestie, a fost exclusivitatea dată de mine. La 12 noapte ați semnat contractul, cred. Da. Cu Nea Mircea ne-am înțeles destul de repede. În aceea zi în care ați hotărât chestia asta să... Nu. Următoarea zi. Ok. Da. Și au fost ceva probleme de... cu avocații domnului Rednic, dar până la urmă am semnat, așa este, noaptea la ora 12 la domnul Rednic acasă. La domnul Rednic acasă? Da. În casă sau în fața casei?
În fața casei. Am fost împreună cu David. Înțeleg. Eu întreb acum pentru că nu am cam dar exclusivitatea, ca să ne înțelegem, exclusivitatea pe care a avut tot Victor a venit din partea domnului Renic. Pentru că și aici am avut... Nu pot să-mi dezvolt pentru niciodată sursele. Relația mea cu Mircea Renic e foarte proastă. Nu. Cum nu? N-am spus că nu e, nu știu ce știi relație. Știi foarte bine că Mircea Renic nu vrea să audă de mine pentru că nu scriu ce își dorește. Nu știu relația dar voastră, nu discutăm, dar... Aici nu e vorba despre dar, presă și despre mine. Dar, așa? Nu, pentru că a mai existat un episod așa. Amuzant așa. Că după ce a apărut exclusivitatea la gazetă. Eram la gazetă atunci, la gazeta la GSP, sporturilor. Da. Și eu și David ne acuzam reciproc care a dat. Asta e tare. Și după vreo două luni așa. Jumate sau trei așa. Luni de zile ne-am convins cine a dat exclusivitatea. Dar da, a fost până la urmă. Eu nici nu confirm, nici nu infirm așa ceva. N-am să spun niciodată cine sunt sursele mele. Bun, ați semnat cu Mircea Rednic. Da. Erai fericit, tu fiind, din câte știu, un fan al lui Mircea Rednic, ca dinamovist. Da. Bun. Unde s-a produs ruptura în momentul în care ați devenit ok, nu neapărat tu. Mircea Rednic este declarat dușmanul tău. Spune că ești Iuda și că te-ai vândut și că l-ai trădat. Da, nu știu la ce se referă domnul Rednic că l-am trădat. Tu l-ai dat afară până la urmă. Eu am fost nevoit ca să-i comunic. Cine să-i comunice? Având funcția de director general, trebuia, nu putea să-i comunice decizia luată altă persoană din cadrul clubului. Încă nu avea cine. Da. Și atunci probabil m-a considerat principalul vinovat, pentru că știți foarte bine cine îți comunică. Deci decizia a fost a lui Negoiță, nu a ta. Da. Tu în momentul în care Ionuț Negoiță ți-a spus Bogdan, îl dai afară pe Rednic, transmite chestia asta, ai simțit că este o decizie corectă sau că se greșește? Acum poți să spui că nici nu mai ești implicat direct la Dinamo. Ce se întâmplă? În momentul când am propus numele lui Mircea Rednic, mi-am asumat o mare răspundere în fața domnului Ionuț Negoiță. Și practic și eu am garantat că vom avea rezultatele pe care ni le dorim, adică calificarea în play-off. După ce nu a fost realizat acest obiectiv, am spus, ni s-a trasat obiectivul locul 1 în play-out. Da. Lucru care nu s-a întâmplat și nu puteam să mai... îmi asum să mai girez sau poate chiar nu mai aveam credibilitate la momentul respectiv pentru că Dinamo s-a clasat pe locul 9 la sfârșitul campionatului. Cu toate că eu cu domnul Rednic n-am avut nicio discuție în contradictoriu cât timp a stat la Dinamo. Dar ce n-a funcționat Bogdan acolo? De ce? Pentru că echipa într-adevăr nu părea ca joc este ceea ce sperau dinamoviștii să vadă de la echipă desenată de Mircea Rednic. Dinamo în ultima perioadă, în ultimii ani de zile a suferit foarte mult datorită faptului că s-au schimbat foarte mulți jucători. Așa. A fost în fiecare perioadă de transfer cel puțin 10-12 jucători. Da, aici au plecat, și tu vinovat ca conducător de club. De ce ai permis așa ceva? Pentru că întotdeauna noi am avut un principiu la Dinamo să lăsăm antrenorul să-și facă treaba și să garanteze pentru rezultatele echipei și atunci... Fiecare antrenor a avut mână liberă în a-și alcătui lotul și echipa. Niciodată nu cred că a fost vreun antrenor căruia să-i se spună sau să-i impună vreun jucător în ceea ce privește transferul sau locul în echipă. Uite ce scrie Ionuț Zainea. Cine l-a îmbârligat pe Negoiță să-l dea afară pe Rednic? Nu tu, domnule Bălănescu. L-ai îmbârligat pe Negoiță? Nu. Cum poți proba chestia asta? Argumentează. Păi să probeze domnul Zainea că l-am îmbârligat pe domnul Negoiță. Când acuzi trebuie să vii cu dovezi.